Acest videoclip este sponsorizat de Game Changer. Ei, salutare, prieteni, sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod, de această dată facem pe copări, pe FIFA 19. Avem 10 milioane de FIFA coins și 10 milioane de FIFA points. E o nebunie. Mergem să deschidem pachetele acum. Haideți să vedem ce prindem aici. Primul pachet pe FIFA 18. Pe copări, în prima oară deschidem cu coinsuri. Mergem să vedem ce facem. Haide, haide. Va fi oare ceva, e bord? Brazilian, goalkeeper de la Valencia, este Moto 84, gata, primul jucător. Știa FIFA că eu țin cu Valencia, pentru că iată, ne dă jucător bun pentru Valencia. Desigur, ce mai avem aici? Spinazzola, Zabaleta, Tarsov, Diabia, Neto, Quaresma, Liliano, Carrasco. Se întâmplă că am un club jucător, multe duplicaturi aici. Am 1023 de jucători în club. Așa începe. Quixel, yes. Prindem tot pentru că îi avem deja. Hai să luăm și cu FIFA points. 2500 de FIFA points pentru acest pachet. Trebuie să vedem ce vine. Opa, opa, haide. Espanyol, e mijlocașul de la Valencia. Din nou Valencia. Dani Parejo. Iată pe Dani Parejo, nu mă așteptam, sincer. Doi jucători de la Valencia deja, asta e o nebunie totală. Ia să vedem, toți sunt pe aici, pe la duplicate-uri. Dele Alli, e bine. Iar restul le dăm Quixel, pentru că sunt deja jucători în club. Mergem mai departe, din nou 2500 de FIFA points, trebuie să prindem ceva bun, neapărat trebuie să prindem ceva bun. Haide să vedem. Este jucător. Este belgian, fundaș central, la Tony Hamal, Așa. 85, nu e rău deloc. Chiar nu e rău. Așa, Scudero, Valencia. Carvajal, Rodrigo, Dost. Punem băieți în club, pe ceilalți îi vindem. Cam puține coinsuri. Cam puține coinsuri, mergem mai departe acum. Încă un pack opening, încă un pachet. Hai, Spaniol din nou. Funda central de la Napoli este Albiotu, 84. Ia o nebunie, dar ce avem noi aici? Din păcate, nu ne rămân nouă coinsurile și aceste FIFA points, pentru că suntem aici la Berlin și doar pentru a filma și doar pentru a reșa, pentru a vă arăta vouă cum este de fapt noul FIFA 19. Mergem mai departe. Se vede lumina ciudată de acolo. N-am ce să fac. Un nou jucător. Să vedem cine pică. Ce ne pică acum? Francez, atacant de la Arsenal, de la Lacazette. 84 la Lacazette de la Arsenal. Nu e un jucător rău. Nu e rău. Mie îmi place la Lacazette. Din nou Spinazzola, Walker, iată Walker foarte bun, Barzali, Gaetano, Donnarumma și restul nu prea ne mai interesează. Pe aceștia îi vindem, le dăm cu XL. Mai departe. Navas, este 87, Keylor Navas, da? Primul walk-out, Keylor Navas, nu-mi place falcor, nu mă interesează asta. Keylor Navas, 87, așa, altceva. Începem să primim și noi ceva bun. Mkhitaryan, Banega, Draxler, Joaquin, e bine. Mergem mai departe. Îl vreau pe Ronaldo, vreau Messi, măcar o dată în viața asta să văd și mie că mi-apare pe ecranul ăsta aici Messi sau Ronaldo. O singură dată, dar nu vreau de mai multe. Hai să vedem cine e. E Modric, oare? Ai, nu, e Subasic. Hai, mă, lasă-mă cu Subasic al tău. Subasic, Fazio, nu sunt jucător, cine știe ce. La tot dăm cu XL. Hai să vedem... Excel. Mai departe. Pe
merge mai departe, n-avem ce să facem. Bam, 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 să vedem cine este, cine este. Vreau un jucător bun, asta e clar. Neapăi să vină, e francez. Este de la Lyon, Fekir 85, Fekir 85. Ah, doamne, nu vrea să ne dea nimic. Jorginho, Baumann, nu-i cine știe ce. Toți cu XL Now. Haideți să vedem nou result, le dăm cu XL. Au schimbat tastele de a vinde jucătorii. Cumpărăm din nou. Haideți să vedem FIFA Boys, ne dai și nouă ceva. FIFA, vreau Messi, vreau Ronaldo. Hai să vedem, presim că e un argentinian acum. E neamț. Este crossoare. Da. Tony Cross vine. E cross, este de 90, Tony Cross de la Real Madrid. Primul jucător la 90 plus. Iată, vine Tony Cross. Bun. Ce mai avem aici? Barzali, Gomez, Foarmantac, Fernandez, e bine. Este foarte, foarte bine. Cu XL Now. Stați puțin așa, X. Așa, am dat. Mergem mai departe, avem 9.900.000 de coinsuri. Noi mergem și deschidem mai departe pachete. Nu ne oprim aici. Toni Kroos și Navas până acum de la Real Madrid, un jucător foarte bun. Din nou spaniol, Ramos. Aia, spinicos. Am crezut că e Ramos, chiar am crezut că e Ramos. Dar asta este, nu mai contează. Mergem mai departe. E bun și Aspilicueta, n-ai ce să faci. Să vedem, în afară de Aspi, ce avem? Paie, Mandanda. Nu o să am niște jucători wow. 18.488 de coinsuri dacă dai cu XL. Mergem mai departe. Foarte multă lume aici. Suntem peste 2-300 de youtuberi din toată lumea și din Australia, din America. Au venit de peste tot. Un nou jucător, un nou pachet, colombian. Atacant de la Monaco, Falcao Radamel. 85, Radamel Falcao. Să vedem ce vom mai prinde. Albiol, Sanchez, Bonaventura. Nu-mi place. Vindem tot. 14.000 doar. Mergem mai departe. Mai luăm un jucător. Mai luăm un pachet. E un portughez acum, dar să vedem cine. Eu așa zic. Haide. E brazilian. De la Lima. Este Fabinho, 85, un jucător foarte bun. Mie îmi place. Chiar în la închidere acolo este excelent. Bine, un transfer bun făcut de Liverpool, că l-au luat de la Monaco pe Fabinho, Mandanda. Nu sunt jucători foarte, foarte buni. Dar mergem mai departe. Deschidem cu FIFA Points. Am consumat ceva FIFA Points, dar până acum nu ne-a dat cine știe ce. Încercăm să vedem ce prindem în următoarele pachete, pentru că trebuie finlandez goalkeeper de la Leverkusen. Radeschi. Vine și el, 84, e slab. Ăsta a fost un pachet foarte, foarte slab. N-ai ce să faci. Nu cred că mare rost. Să vedem Adam, Keita. Ce să mai vezi? Ce să mai vezi că au fost foarte slab. 12.000 doar de coinsuri. Asta este. Dar noi nu ne lăsăm și până nu prindem un jucător fenomenal de bun, nu încheiem, pentru că trebuie să prindem ceva. Mergem mai departe. Haideți să vedem acum. Ai, de la Interregionale, Handanovic, 88, cu portar mai mult decât Keylor Navas. A fost 87 Keylor Navas, Handanovic, un nou walkout. Un nou walkout, după Navas și Toni Kroos, Otamendi, Felipe Anderson, Cech, foarte slab anul ăsta. Asta a fost, trebuie să le dau cu XL pentru că eu mare parte am jucători ăștia buni, știți? N-am ce să fac. Dar noi deschidem pentru noi jucători. Deschidem și căutăm. Așteptăm noi băieți să vină să ne încânte. Este Miki Karian, 84. Am jucat cu el mai devreme, mi s-a părut foarte bun. Chiar se mișcă bine Mkhitaryan. Ia să vedem, aici numai jucători. Ăștia mari îi ai deja. Asta e clar. Ăștia mari sunt deja în club.
Da, nu contează, pentru că noi vrem să prindem ceva. Noi vrem să prindem ceva. Hai, am consumat aproape 50.000 de FIFA points și absolut nimic. Cu Toni Kroos. A fost bine, măcar Toni Kroos. Brazilian. Oh! De la Barça cu Tini, am crezut că e Neymar. Am crezut că e Neymar, nu cred. Ai, 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 de ce? Am crezut că e Neymar, tata. Dar iată, e Coutinho, care nici el destul de bun. 88, Coutinho, un nou Olca, Jonas Mandzukic, Chesney. Ce mai avem aici? Farma, Stone, Sacco. Aia. Asta este. Da, e bine, e bun și Coutinho. E bun și Coutinho. Hai să mai deschidem 3 pachete. 3 pachete și ne vom revela la un nou episod tot de pe opening, dar deschidem momentan 3 pachete. Oh, ce se întâmplă aici? Mergem mai departe cu un nou jucător. Din nou Handanovic. Nu, e de la Atletico Madrid, este Oblak. E bun Oblak, are 90. Oblak chiar e bun. Mie îmi place băiatul ăsta. Iată un pic, mă dă în spatele. Oblak, 90. Olca, din nou. Bine, tată, bravo, așa. Walkout îmi place, când e walkout, da. Să vedem ce mai avem aici. Cuadrado, lui Patricio, Werner, Adam, Vasquez, Ilicic, Butland. E destul de bine. Mergem să... trebuie să le dăm cu Excel, din păcate, pentru că sunt aici deja. Hai să vedem. Încă un pachet. A mai rămas un singur pachet. Un singur pachet a mai rămas. Să vedem ce prindem. Spaniol. No, Fabregas nu e foarte bun. Nu e bun, dar asta este. Trebuie să te mulțumești cu ce ai. Fabregas, Hrades, Chirui, Patricio, Fazio, destul de slab. Dar asta este și ultimul pachet pentru acest episod. Să vedem ce vom face, ce prindem, ce reușim. Hai, tata, hai să văd. E ultimul, trebuie să fie ceva bun, ceva fenomenal. N-are ce să fac. Asta este. Nu-i nimic. Neto, Adam de Rossi, Consigli. Ce mai avem aici? Bender, Jovinko. Asta a fost pack opening-ul. Primul pack opening de FIFA 19. Am prins Toni Kroos, am prins Coutinho. A fost destul de bine. Eu am fost X-Breaker. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Nu uitați să apăsați de like, un share și un subscribe. Plata viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!